Che Guevara, un revoluționar controversat. Cred că este cea mai completă monografie de pe piață română despre Che Guevara. Există mai multe cărți, vă recomand pe aceasta, în principal. Și recomand mai ales celor care au tricouri cu Che Guevara, care au mai nou, am văzut în vamă o mașină cu numărul nu știu cât ce, iar pe mașină mare poza Che Guevara. Mașina în niciun caz nu ar fi avut-o Che Guevara dacă citiți cartea despre el. Sau, de exemplu, ar fi venit în vamă, nu, că nu-mi place vama, Doamne ferește, dar, de exemplu, el când a fost ori ministru, ori șeful Băncii Naționale din Cuba, în weekendul se ducea la cules de trestie, făcea muncă voluntară, culegea trestie cu ceilalți muncitori. Deci, atenție, atenție mare despre ce înseamnă mitul Che Guevara și care este realitatea despre Che Guevara. Bineînțeles că și realitatea despre Che Guevara este foarte interesantă. Un medic din Argentina, dacă nu știați, este argentinian. De altfel, de aici vine și numele, pentru că îl chema Ernesto Guevara, iar argentinienii aveau și sau au în continuare un tic de a spune ce, și atunci cubanezii l-au denumit Che Guevara de la acest tic. Foarte interesant, în cartea aceasta spune povestea lui de când era mic și s-a descoperit că suferea de azi. Și atunci el în contră s-a apucat de ruibii, deși doctorii i-a interzicea ca să facă efort. Cum a fost la universitate, el este doctor, a absolvit universitatea medicină. Și ce este interesant că autorul este foarte bine documentat și încearcă să fie cât de cât obiectiv, pentru că până la urmă, inclusiv în anii 50-60, când a avut activitatea în Che Guevara, a fost și atunci destul de controversat în acțiunile sale. O recomand. Veți afla mult mai multe despre o perioadă destul de ciudățică și despre America de Sud, America Centrală. Cel puțin eu recunosc că nu am fost chiar atât de bine informat despre locul respectiv și mi-a făcut foarte mare plăcere ca să aflu astfel noi chestii. Dacă v-a plăcut, următoarea care vă recomand este ceva mai micuță, tot despre el, de fapt scrise chiar de el, Ernesto Che Guevara, Cuvinte către revoluționari.